Nikita Stănescu a fost un poet foarte bun. Din păcate, sensibilitatea mea nu a rezonat niciodată cu, cu ce face Nichita Stănescu, deși sigur că sunt cărți frumoase pe care le-a dat. Fiindcă mi se pare că a fost mult prea evazionist. Mi se pare că a, a evitat Hai să ne gândim. Nikita Stănescu este vârful de lance al unei generații care apare după un deșert de aproape 15 ani, în care, cu excepția lui Labiș, probabil, dar nici Labiș n-a făcut chiar așa o mare, un mare hiatus, nu s-a întâmplat nimic plauzibil, nimic menționabil în, liter în poezia românească. Vine Nikita Stănescu și, într-adevăr, pare că se deschide o nouă epocă. Vine cu elanurile ale aurorale, vine cu o poezie care pe ce se bazează mai mult? Pe limbaj, pe. Pe un tip de ecranare a realității. Adică, uh, Nikita Stănescu a preferat să fie genul de scriitor de turn de filde sau de glob de sticlă, pentru care realitatea, pentru care lumea în care trăiește, este o chestie absolut secundară, din care mai degrabă vrei să te extragi sau vrei cumva să o uh, prin ceea ce faci tu să, să arunci așa cum e cu uh, gluma cu papagalul care e în, în, cușcă și în jură și la un moment dat arunci o păturică, fiindcă lui se pare că s-a făcut noapte și nu mai... Cam asta a făcut acea generație în frunte cu Nichita Stănescu și mie nu prea îmi convine chestia asta. Părerea mea e că ar fi trebuit să-și asume, să fie ceva mai curajos și din punct de vedere, în primul rând, din punct de vedere uh, etic, din punct de vedere al acroșajului la realitate. Sigur că a fost curajos din punct de vedere poetic, fiindcă a experimentat foarte mult cu formule pe limbaj, dar pe mine nu mă mai satisface doar poezia de limbaj, necuvintele, toate lucrurile astea, alfa uh, chestii care îți uh, care dau impresia că e o superioritate estetică acolo dar care, de fapt, maschează, după părerea mea, niște lașități uh, omenești, preomenești. Și, sigur, are poezii foarte frumoase de dragoste, printre cele mai frumoase poezii de dragoste scrise în literatura asta, dar, altfel, eu nu prea îl cred. Îl cred foarte rar. Că e și chestia asta să-l crezi pe poet.